Primăvara deschide sezonul expozițiilor florale și le aduce celor care și-au amenajat acasă un colț verde marfă pe alese. Cumpărătorii sunt atenți la fiecare detaliu, de la culorile plantelor și până la dimensiunea arbuștilor decorativi. Se ramifică și se face tot mai... Cât de mare crește? Nu crește mai mare de altul decât cam așa. Ce căutați? Plante pentru grădină. Târâtoare, conifere, trandafiri urcători, mușcate, de toate. Îmi lipsește un pomișor curgător, așa, plângător mai degrabă. Familia Alexandrescu și-a creat în curtea casei în care locuiesc o oază de liniște. Este locul în care scapă de stresul cotidian. Amenajarea grădinii nu a costat puțin, dar cei doi soți spun că a meritat fiecare bănuț. Nici munca pe care o depun pentru a avea grijă de plante nu este solicitantă pentru ei. Din contră, îi relaxează. Numai pentru îngrijirea gazonului, domnul Alexandrescu pierde câteva ore. Nu este prea ușor, pentru că trebuie și utilaje, trebuie mai multe pentru întreținut gazonul. Plus de aia, trebuie să fii toată ziua în curte și să îl întreții. Investiția se ridică la aproape 2000 de euro. Doamna Alexandrescu este cea care a ținut socoteala. 600, 800, 1 milion, 1 milion jumate, pomișorul a fost 2 milioane jumate, tufa asta a fost, depinde cum negociez cu ei. Este știut, o grădină frumoasă cu cheltuială se ține, dar, spun soții Alexandrescu, mai ai nevoie și de pasiune pentru ca rezultatele să fie pe măsura investiției.